Salut, eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory și astăzi vreau să vă prezint 10 aspecte inedite despre galaxia noastră. Dar, înainte să intrăm în lista noastră de curiozități galactice, nu uitați să vă abonați și să apăsați și pe clopoțelul de notificări, pentru că aici, pe canalul Expertise Factory, în fiecare luni scoatem un nou episod pentru voi. Bun, hai să începem lista. Punctul numărul 1. Toată lumea a auzit de Calea Lactee, dar nu acesta este numele oficial al galaxiei în care trăim. Galaxia noastră se cheamă Galaxia noastră cu G mare. Știu că nu sună prea grozav. Ea mai este cunoscută și sub numele de Galaxia Calea Lactee. Numele de Calea Lactee se trage însă din antichitate, fiind acea dâră luminoasă pe cer care poate fi observată foarte ușor din afara orașelor. Este practic galaxia noastră văzută din interior. Pentru că, având în vedere că trăim în ea, nu avem cum să o observăm decât așa, adică nu o vom putea observa niciodată pe de-a întregul. Punctul numărul 2. Această dâră luminoasă, denumită Calea Lactee, a fost observată cu ochiul liber de primii oameni de pe Pământ. Pe vremea respectivă, nu aveai cum să o ratezi, dar Galileo Galilei a fost primul om care a observat dâra cu un telescop. Îndreptând luneta lui către Calea Lactee, acesta a observat că formațiunea se descompune în multe stele slabe în strălucire. Și voi puteți vedea acest lucru foarte ușor. Mergeți la munte sau la țară și uitați-vă în Calea Lactee cu un binocul. Punctul numărul 3. Galaxia noastră este uriașă, având 100.000 de ani lumină în diametru și 1.000 de ani lumină grosime. Ce înseamnă această cifră? Păi înseamnă că lumina are nevoie de 100.000 de ani ca să străbată galaxia de la un capăt la altul, cu viteza luminii, care este aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă. Și mai înseamnă că noi mai avem de așteptat și de inventat până vom explora și noi de la un capăt la altul. Punctul numărul 4. Soarele se află la o distanță de 26.000 de ani lumină de centrul galactic. Dar soarele nu stă pe loc, pentru că toate obiectele se mișcă în univers. Soarele face o rotație completă în jurul centrului galactic în aproximativ 240 de milioane de ani, având o viteză de 230 de kilometri pe secundă sau 828 de mii de kilometri pe oră. Și bineînțeles că ia tot sistemul solar după el, inclusiv pe noi. Punctul numărul 5. În mijlocul galaxiei noastre se află o gaură neagră supermasivă, denumită Sagittarius A asterisc. Această gaură neagră are o masă de aproximativ 4 milioane de mase solare. Acest lucru înseamnă că este de 4 milioane de ori mai masivă decât Soarele. Această gaură neagră are un diametru de 44 de milioane de kilometri, iar dacă am aduce-o în sistemul solar, ea ar ajunge până aproape de orbita planetei Mercur. Nu mulțumesc! Punctul numărul 6. Galaxia noastră este foarte bătrână. Vârsta galaxiei este estimată, conform studiilor efectuate, la 13,5 miliarde de ani, fiind aproape la fel de înetate precum Universul. Scrieți în comentarii câte civilizații extraterestre credeți voi că au apărut și dispărut în galaxia noastră în toată această perioadă. Punctul numărul 7. În galaxia noastră se estimează că există între 100 și 400 de miliarde de stele și probabil cel puțin la fel de multe planete. Nu știm numărul exact. Dar ce știm este că majoritatea stelelor sunt stele mai mici decât Soarele, stele pitice roșii. Punctul numărul 8. La începutul secolului 20 se credea că galaxia noastră reprezintă întregul univers. Însă astronomul american Edwin Hubble, înainte să fie făcut telescop, a identificat cu ajutorul stelelor variabile cefeide faptul că mai multe formațiuni nebuloase de pe cer se află la distanțe prea mari pentru a se afla la noi în galaxie. Practic, el a descoperit prin observații faptul că galaxia noastră este doar una dintre multe alte galaxii din univers. Punctul numărul 9. O altă descoperire a lui Hubble a fost faptul că toate galaxiile se îndepărtează de noi, iar cu cât se află mai departe, cu atât se îndepărtează mai repede. Practic, Hubble a descoperit expansiunea universului. Dar singura galaxie care se îndreaptă înspre noi este vecina noastră, galaxia din Andromeda. Cele două galaxii se vor ciocni peste aproximativ 4,5 miliarde de ani. Așadar, nu trebuie să vă faceți probleme. Nu pentru că nu ați mai trăit până atunci,
și pentru faptul că, având în vedere distanțele uriașe dintre stele, este foarte puțin probabil să existe coliziuni stelare. E la fel ca în cazul roiurilor de muște. Se întâlnesc, dar muștele nu se dau cap în cap. Punctul numărul 10. Știm din cercetările în domeniu că aproximativ 90% din întreaga masa galaxiei noastre este formată din materie întunecată, o formă ciudată a materiei care nu interacționează cu radiațiile electromagnetice. Se pare că această materie întunecată se află într-un halou uriaș ce înconjoară întreaga galaxie. Influența gravitațională a unei cantități mari de materie întunecată la periferiile galaxiei noastre ar explica modul în care obiectele aflate la marginea galaxiei au o viteză de rotație mai mare decât ar trebui. Astfel, curba de rotație a galaxiei noastre ar trebui în mod normal să scadă pe măsură ce ne depărtăm de nucleul galactic. Dar acest lucru nu se întâmplă, iar explicația ar putea fi influența gravitațională a materiei întunecate din halou. Acesta a fost episodul de astăzi în care am prezentat 10 lucruri inedite despre galaxia noastră. Dacă v-a plăcut episodul, distrugeți butonul de like și dați un share la video. De asemenea, lăsați în comentarii câte dintre aceste 10 lucruri le știați și câte nu. Eu sunt Vladimir Ștefănescu de la Expertise Factory. Până data viitoare, eu vă salut!